Salutare, dragii mei! Astăzi vorbesc despre zodia Capricornului în tarot. Capricornul este o zodie feminină, cardinală, și reprezintă un element de pământ. Zodia este stăpânită de planeta Saturn, iar nativii sunt preocupați de reușită în carieră, să-și realizeze obiectivele indiferent de situație, să-și manifeste energia și viziunea prin carieră și succes, să fie vizibili, remarcați, să lase ceva în urma lor, ceva palpabil. Elementul pământ se regăsește în tarot prin culoarea galbenă și prin arcanele minore de monede. În cărțile de tarot, această zodie poate fi reprezentată fie de arcanele majore, în acest caz, celebra arcana diavolul, numărul 15, și de arcanele minore, regele de monede, asul de monede și câte puțin din fiecare arcane minore de monede. Arcana majoră, diavolul. Să vedem care-i treaba. Să ne speriem, să nu ne speriem. Asta e întrebarea. Saturn, marele, malefic, se poate asocia cu această arcană, dar nu întotdeauna are conotații negative, că toată lumea se gândește la ceva negativ. Este adevărat că arcana indică atașamente materiale și de altă natură, relaționale sau obiceiuri care nu ne ajută prea mult în viață. Ne arată comportamentul și dependențele noastre care ne limitează realizarea adevăratului potențial. Vorba aceea ce își face omul cu mâna lui se numește lucru manual. Provocarea este ca omul să-și transceandă limitele. În primul rând să și le observe, să le analizeze, să vadă ce poate să facă cu ele. Iar prin perseverență, performanță, dedicare, pasiune organizată, să treacă dincolo de aceste limite. Să nu uităm că fiecare dintre noi are planeta Saturn undeva în harta natală, într-o anumită zodie, o anumită casă, ceea ce ne pune să ne conștientizăm aceste limite. Diavolul ne seduce prin confort și plăceri de tot felul. Sunt bune și astea, că nici negarea lui extremă nu este normală. Important e să nu rămânem înțepeniți în proiect, acolo jos, poate prea jos. Mai țineți minte filmul celebru Războiul Stelelor? Acolo erau două forțe contradictorii care se hrănau reciproc prin luptă. Una dintre ele făcea parte din The Dark Side of the Force, partea întunecată a forței. Că așa și cu arcana diavolului, te ține dependent de niște valori care nu te lasă să te dezvolți la adevăratul potențial. Te lasă să crezi că tu nu poți mai mult de atât, că depinzi de alții ca să ieși la lumină. Dar care e problema aici? Păi treaba e cam așa. Lumina și întunericul nu sunt în opoziție, ci sunt complementare. Deci ideea unei lupte împotriva ceva este falsă. Când o să realizăm că nu e de luptat împotriva a nimic, atunci vom ieși la suprafață. Vom ajunge dincolo de lumină și întuneric, dincolo de bine și de rău, dincolo de această dualitate cu care ne hrănim în fiecare zi. Numai că acest drum nu este tocmai ușor și nici nu se face dintr-o dată. Tocmai de aceea nu veți vedea prea mulți oameni ajunși acolo sau trecând dincolo de aceste limite. Deci avem multe de învățat și de înțeles din această arcană. Nu mai judecați după aparențe, nu vă speriați când o vedeați, ci puneți-vă întrebarea ce trebuie să schimb eu în viața mea ca să ajung dincolo de aceste limitări. Alte arcane care reprezintă Capricornul pot fi regele de monede, de exemplu. Această arcană poate indica pe cel care este pe drumul corect, prin acțiuni mature, organizate, prin colaborare. Arată experiența de viață care duce la înțelepciune. Bine, asta e partea bună a lucrurilor. Dacă nu e trecut dincolo de acea limită,
de limitele sale. În caz contrar, și în funcție de context, Arcana poate arăta pesimism și simț critic exagerat. Și astea-s bune, dar să nu exagerăm totul, nu? Arcana minoră, regina de monede. Această arcană poate indica o persoană care protejează, hrănește, oferă ajutor la nevoie. O persoană harnică, dedicată, organizată și cu simț practic. Cam cum este Capricornul. Altă arcană care poate reprezenta Capricornul este asul de monede. Această arcană arată energia lumii materiale, o oportunitate financiară de care putem să ne folosim. Manifestarea abundenței. Aici să nu se înțeleagă că noi nu facem nimic și vine totul de-a gata. Nu, din contră. Vă las să descoperiți și celelalte arcane în care poate fi reprezentată zodia Capricornului. Încercați să vă uitați cu atenție la arcanele minore de monede și vedeți ce descoperiți acolo din caracteristicile zodiei Capricornului. Fiți curioși, cercetați, analizați. Până data viitoare, aveți grijă de voi și folosiți această perioadă pentru a citi, a învăța, a studia, a înțelege, a vă înțelege, ok? Pa, pa, pe curând!